Bine ați revenit, bine ai revenit tu, Eliana. Astăzi avem un vlog diferit de ce am făcut până acum. Mulțumesc, ce abia aștept, adică e foarte incitant. Sper să nu pun întrebări care să mă fac să mă simt prost. Nu cred că o să fie genul ăla de întrebări. Am despre cărți. S-a mai făcut pe aici, pe YouTube. Despre cărți nu am mai văzut. Sper să fie interesant. Eu am pregătit niște întrebări. Acum vedem cum decur lucrurile. Știu că tu nu le știi, trebuie să știi și ceilalți. Dar ea le știe, deci este puțin unfair. Unele dintre ele le-am primit, să știi. Adică a fost a fost mai multă lume care a vorbit în spate. Și așa că unele sunt și pentru mine noi. Da? Bun, hai să vedem. Le-am pe telefon, am zis să nu mai încurcăm spațiul aici cu laptopul. Noi avem aici două foițe, una cu NAM și una cu AM. Exact. Sper să... Să nimerim, ce trebuie. Da. N-am citit cărți în locuri publice. Am. Evident, toată lumea cred că citește în locuri publice. Da, doar că pare o întrebare inofensivă, știi? Dar gândește că eu am citit inteligența erotică la piscină și făceam topless. Nu e ok. Nu faceți lucruri de genul ăsta. Eliana. N-am îndoit colțul paginilor la cărți. Vreodată, în viața asta. Încă o fac. Nu pot să fac asta. Nu știu, nu sunt sigură dacă am făcut-o vreodată. Am făcut-o vreodată, dar... Bine, am, dar de mult, foarte de mult. Nu o fac, nu. Cineva aminte? Am foarte multe semne de carte, dacă vrei, îți dau. Și eu o trebuie să duc semne de carte. Hai să-mi dai un semn de carte. Îl aștept. N-am renunțat să citesc o carte după primele 10 pagini. Am, pentru că Elena Ferrante, aia... Eu am citit-o până și pe prostia aia de carte. Trebuie să încep cu prietena mea genială, cred că asta e problema la mine, că am început cu cartea greșită. Da, prietena mea genială chiar o carte bună. Sigur, o carte bună a Elenei Ferrante. N-am dat înapoi cărțile împrumutate. Nu. Îmi cer scuze! N-am dat! Îmi cer scuze! Nu ai dat cărțile împrumutate? Dar nici alții nu mi le-au dat înapoi. Bine, nu vreau să fie așa schimbarea monedă. Ce vreau tine, N-am așteptat să cumpăr cărți când erau la reducere. Nu pot să mă abțin. Da. Și apropo de întrebarea asta, vedeți că Libris are cărți la reducere, Elefant Cafel, aveți link-urile în descriere. N-am cumpărat o carte bazată pe opinia unui prieten. Am. Mai ales pe opinia ta la Bookfest. Am cumpărat Sapiens și Homodeus. Nu le-am citit pe Da, dar o să-ți placă. Uite, mi-am luat și eu Sapiens într-un final, că am făcut o pastie. N-am plâns în timp ce am citit o carte. Doamne, eu vocesc! Evident! Clar, categoric, am! Doamne, am plâns două săptămâni când eram... A, și după? Da, două săptămâni după ce am citit Vine tu. Îmi aduceam aminte și plângeam, da, Carmen May. A fost iubirea tinereții mele, adolescența mea. Bine, clasa 8-a, nu. Vreau să poți să-mi dai și mie, nu am citit-o. Vreau să citit-o? N-am distrus o carte. Am rupt-o, îmi pare rău, dar n-am vrut să o rup. Nici eu n-am vrut, am pus cafea pe ea, o aveam în geantă și... Mi s-a desfăcut sticla cu apă și s-a făcut praf, mi-a făcut foarte rău, acum vine să plâng când mă gândesc. Da, și mie, de asta, uite, ultima dată am cumpărat Sapiens, va trebui să o dau pe aia. Bună, pe care am cumpărat-o pe aia nouă și am folosit eu pe aia. Nu vă arăt că arată, e de cafea, ce să mai. N-am distrus o carte, așa am zis, n-am dăruit cuiva o carte. Păi, dar de câte ori am și dat. Erau perioade în care le dăruiam pe toate. Ah, da, tu ai dat prea multe chiar. Tu ți-ai golit biblioteca înainte de a o avea. N-am citit cărți erotice. Am și mi-au plăcut. Am aici, iau de cele trei cărți, Fifty Shadows. Doamne, bune cărțile alea. Doamne, mai ales primul volum. Da, subscriu. N-am fost îndrăgostită de un personaj dintr-o carte. De un autor, se pune? N-am fost de niciun personaj. Niciun personaj? Nu ți-a plăcut? Nu. Bine, mi-a plăcut, dar n-am fost îndrăgostită. Da, ce să și mie. L-aș fi vrut pe grei? Da. Și eu l-am văzut pe Grey, da. Nu am fost îndrăgostită de Grey. Chiar am fost, ce să fac? Mă visam la el. N-am scris o carte. Nu știu dacă se poate numi carte. La mine, ce să zic. Habar nu am. Nu știu ce să zic. Am scris ceva care ar putea semăna cu o carte, dar nu știu. Până nu-i publicată, nu e carte, deci nu.
La eu o numesc, mă, de ce, mă? Eu am scris 200 de pagini, bine, am scris... Bine, și eu am scris 300 de pagini. 200 de pagini în urmă și nu am publicat-o. Da, nu am publicat-o. Deci merg la îndouă? Da. Scuzați, așa că îmi stai de pe telefon. N-am citit o carte de mai multe ori. De foarte puține ori fac asta, de obicei nici cu filmele, nu le revăd de mai multe ori. Eu citesc cărțile de dezvoltare personală de multe ori. N-am citit romane. Dezvoltare personală niciodată n-aș putea să le citesc. Adică sunt în stare să citesc una singură. Deși cred că am avut tendința să fac. N-am fost dezamăgită de o carte citită. La tine sunt multe, înseamnă. De multe, da. Păi am tendința să cumpăr mulți debutanți, am tendința să cumpăr foarte mulți autori români și... Da, nu știu, eu am mai întâlnit debutanți, dar nu români. Că nu prea cumpăr autori români debutanți. N-am citit 300 de cărți. Nu am numărat. Până acum, cred. Am avut, deci țin minte că de cum am apucat, am ținut pe am și în continuu am ridicat mai am. O să vedem, mă nevoie. n-am luat cărți uzate. Bineînțeles. Abia m-am întors de la anticariatul din Manica Scripulești. N-am un scriitor preferat. O groază. Mai mult scriitor preferat. Dar nu mai e preferat dacă sunt mai mult scriitor preferat. Adică nu e un scriitor preferat, sunt mai mult scriitor preferat. Se pune? Am mai mult. Da, mai mult. n-am cărți necitite în bibliotecă. Îmi cumpăr foarte multe, ce să zic. Da. Am zis că o să le număr. Eu la un moment dat am spus că n-am mai mult de 7 cărți, dar... Da, știu, ai pus acolo pe grup. Și eram sigură că ai mai multe, dar n-am putut să zic că n-am niciodată. Băi, dar nu le-am numărat, adică așa credeam eu că am 7. Era aici psihologică, dacă spun că am mai puține. O să le citești? Da. n-am câștigat premiul o carte la un concurs. Premiu când eram mică copilă. În rest n-am câștigat nimic niciodată, deci am un noroc incredibil. Păi tu trebuie să... De ce nu participi la concurs? Apropo de asta, știți că lunar avem concursul pe grupul Ai Carte, Ai Parte, pe Facebook. Vă invit acolo cei care nu sunteți și, nu știu, crezi că se consideră lumea că e blat dacă participi și tu? Nu, și te extrag din întâmplare din urna aia? N-am șanse, nu. Chiar, știți cum e norocul meu? S-au terminat întrebările. Super! Asta e foarte ușor. Da, dacă îți vine vreuna în minte acum, n-am. Bine, mie mi-ar veni multe, dar ar fi cam indecent sau nepotrivite pentru vlogul ăsta de cărți. Da. Ok, asta a fost pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut vlogul acesta și genul acesta de vlog. Dacă vreți, mai facem. Eliana, mi s-a ajutat de nădejde de fiecare dată. Mulțumesc! Încă o dată că ești aici. Mulțumesc, mă invit, chiar îmi place. Mă bucur, eu tot aștept să faci vlog. O să vorbim despre asta cum nu vorbim și despre cartea mea nepublicată, nu? Dar deja știe toată lumea. Mulțumesc că sunteți și astăzi aici. Vă pup, vă doresc să fiți inspirați la cât mai multe cărți. Pa, pa! Pa, pa!